Neața, băi, oameni dragi, și bine v-am regăsit astăzi la un episod din Beyond Two Souls. Este un joc foarte mișto care a apărut, cred că prin 2013 pe PS3, iar acum a apărut pe PC, așa că hai să vedem ce e de capul lui. Dăm rezume. Și am să trag în timpul unui cutscene ca să înțeleg și eu povestea jocului, pentru că trebuie să jocul, știi cum, pe faza mea, junc și nu înțeleg nimica. Așa că o să tac și doar o să mă uit. Și sper să fie tot ok cu videoclipul. Put things in order right up to this moment. Frumos până aici. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. Ok, so far so good. Bun, până aici este ok. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Aolo. Da, ce că ne-a găsit abandonat undeva, mă rog, la capătul drumului. Și mă rog, din câte cred eu, frate, din câte m-am uitat și eu pe internet, e... are puteri supranaturale tipul asta, așa cred eu. Poți să recunoști să contactezi pe cineva? Trebuie să-i familie, prieteni. Someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? E ca mine. Că și eu la fel sunt. Cu străinii. Well, if you don't help me, I can't help you. Nu vreau să am prima inție că... sau o lasă, așa. Așa, frate. Da, și am văzut că la ultimul episod am avut de câte like-uri, dar sunt fericit. Sunt bine, adică eu sunt... ok. Sunt fericit. Oh my god! Oh my god! Oh, mamă, hai că e bine! They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Asta-i cumva, taicăsu? Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them! Goddamn fools! Deci tipul asta are puteri paranormale, cred că are telekinezie, mi se pare, da, telekinezie este. I know. Gen poate să miște obiectele fără să-l atingă, în ca să-mi vadă seama ce înseamnă asta. Oleo, suat opa, hopa. Deci asta s-a speriat, frate. Și gen a crezut că e un fel de ăsta, act terorist, știi? Probabil că asta s-a petrecut în capul lor. De asta a chemat suatul. Mamă, dar trebuie să mă să vină așa soatul peste tine. A, ba nu, las soatul ăsta. A, deci ceva, de cineva de sus înseamnă... o cauta, ok, ciudat. Până acum, deci, vă spun sincer, nici nu știam că o să apară vreodată pe PC, n-am văzut gameplay, n-am văzut nimic, știu sigur că are puteri paranormale, asta sunt sigur de treaba asta, dar în rest, mai mult de atât, nu știu, ceea ce știți și voi, știu și eu. Na tipa, ce faci acolo? Adică, nu știu, mi se pare că totuși o prea speriați, ești nebun. Adică veniți cu mascații, veniți cu armele, cu lasere, adică e prea totuși, prea fucked up. Mă, cât de straniu ești nebun. Și am și asta încerc să nu mai vorbesc așa foarte mult, știu că voi vreți să vorbesc într-un bunicații, dar vreau să înțeleg povestea, frate. Chiar vreau. Știi, pentru că, de exemplu, la The Saboteur n-am înțeles nimic, pentru că tot timpul am vorbit și parcă nici voi n-ați înțeles ce am mai... holy shit! Și așa că vreau să, efectiv, să tac, pentru că și, am văzut că foarte mulți oameni, și chiar și cei din afară, efectiv, în momentul când e un cutscene, ei tac. Rar ori mai vorbesc. Așa că vreau să încerc și eu treaba asta, să văd dacă vă place și vouă. Bun, sper să vă placă. Este un joc nou pentru mine. Mai fac din inimă. Și, na, să mai schimb și eu așa puțin, ce ai făcut. Ok, acum ăsta nu știu cine naiba ar putea să fie, cred că este taicăsul, dar pare prea, nu cred că e taicăsul, nu știu, pare prea îmbrăcat, știi, prea ciudat așa, știi. Dacă e îmbrăcat așa la costum, are mașină bengoasă, știi că nu prea pare că e taicăsul, dar nu știu încă o dată, vă zic, nu știu. Ok, bun, sper că sunteți ok. Stați în casă, văd că vremea de afară este foarte nașpa, adică ba plouă, ba este cald. Și sper să nu dea brusc în PC-ul, pentru că ieri
în momentul când meditam clipul, mi-a dat blues, că nu știu din ce cauza se dă. Poate să dat din diferite motive, știu, sursa, placa video, zic undeva se cheamă ZSSD-ul și așa mai departe, dar să spun că acum e tot ok. How you doing today, Jody? Good? Jody, ok, deci poate să o cheamă Jody. I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Eu cred că e la un centru ceva de reabilitare cumva sau habar n-am. Adică, nu știu, știi, pare destul de autistă tipa. Opa, opa, what? Ha? Stai? Că am modificat acum niște setări, am scos motion blur-ul și efecția o să avem ce morți mă sie. Motion blur-ul pe mine mă deranjează foarte mult. De fapt, nu cred că este un fel de centru de reabilitare, cred că gen e un fel de psiholog mai degrabă, știi? Mamă, dar aș putea să citesc că autismul pe față e clar. Mamă, să ai așa un copil? Adică, na, e ciudat, știi, cu... Da, sau unde mă duc acum, știi? E ciudat să ai un copil și să se comporte așa, știi? Bă, m-aș enerva, culmea, cu aia, să am așa un copil să fie exact asta. Adică, eu înțeleg, frate, știi, care are nevoie de ajutor, dar stil, totuși, e deranjat, îți fac. Ok, bun, am ieșit pe ușă. Ah, come on! I don't have any more change. Seriously? Asta sunt treburile. Alan și Cole. Deci pe tipul îl cheamă Jody. Și că aproape este gata. Hello, precious. Don't you look pretty today? Bună, bună. Here we are. Prin spitale, prin Colentina, exact. Ia uite, vedeți, ăștia se protejează de virus, vedeți? Fac curățenie. Look around, da, păi și stai puțin, de bine, neapărat fac treaba asta acum. Babysitting detail, huh, Cole? Very funny, Phil. Ah, te simt într-un camera asta? Păi spuneți-mă așa, că eu sunt, nu știu. Hey, Jody. How's your day been so far? Pretty good. Destul de ok. Ce neba sunt astea? Sunt camere, what? Mamă, de se pare că tipul asta chiar e ceva de mult ce au prăstat atâta camere. Bă, că e ceva serios, ok? Hai să ne așezăm. Asta cu mouse-ul mâncam în curcă pe mine, dar... Ok, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Da, ci că e ca un fel de coroană. Ok. Bun, so far, so good. Oh, yeah. E puțin cam creepy dacă se mântuie pe mine, dar... Na. Cine sunt eu să comentez totuși? Sunt totuși o ofițită de 8 ani jumate. Cred. Ci că totul o să fie în regulă. Right next door if you need me, ok? O să vă și traduc în caz că sunteți interesați, adică o să și tac, o să și vă traduc. O fac așa cu un fel de combinație de asta mortală. Hey Jody, can you hear me? Okay, let's start. Kathleen is next door and she has the same cards as you. Mm-hmm. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Habar n-am, dar ok, să spunem că da. Good. All right, let's go for it. First card. Prima carte. Tab. Holy shit. Ok. What? Oh my god, ah, ok, steluță are, de ce are steluță? Steluță, 1. Oh my god, deci ce naiba e asta cu aia? Deci poate să stășea sufletul și gen să-ți băgă cu sufletul, what? Oh my god! Ah, și pot să merg oriunde vreau eu? Ia stai. Ah, deci nu chiar oriunde. Ok, are pătrat. Pătrat. 1. Oh my god, e... Mamă, tare puterea asta, cu aici, nebun. Dar gen să cunosc dacă se poate băga într-un suflet, adică gen că... E spiritul ei sau what? Tab, ok. Și am mai văzut eu o chestie foarte... destul de interesantă. E acolo un tip. Știi, și nu știu ce neba se întâmplă cu ăsta, ia vedem. Apa, nu se... Deci se pare că nu se... Apa, a? Stai, hold. What the hell? Deci putem să posedăm alți oameni cu aici prost?
Cu ai putut să po... Oh my god. Oh my god, cât de tare e asta, cu aia ești nebun. Băi, eu cum neba scap de aici? Tab. Bă. I didn't leave him alone. Bă, eu am... Bă, nu vreau să fac treaba asta cu aia. What? Oh, Craig. You okay? Oh my god. Are serpentina, ok, are serpentina. Mergem înapoi. I'm fine. One. Sunt curios ce se întâmplă dacă greșești. Dar nu vreau să greșesc. Very good, Jody. Let's try something else. Ok, să se încercăm altceva. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Ce ai zis anume? Că sunt chestii ceva care trebuie să le dărâmăm. Ah, cred că se referă dacă poți să... Da, am înțeles, ok. Good, Jody. Anything else in the room? Mamă, zici mă ce terifiant e pentru tipul ăsta. Drag. Mamă, coaie. Holy shit. Holy shit. Cred că tipul ăsta vrea să plece neapărat, așa spune legenda. Că nu mă rezistă. Mamă, e că ia că e mișto, hai că e din ce mai bine, frate, hai că e ok. Nu e rău deloc. Bun, acum să ne întoarcem la în sufletul nostru. Mamă, deci poți să, deci poți să ții... Coaie, poți să pleci din spital, mamă, cât de tare. A, gen, e un fel, cred că gen... Nu face cumva călătoria astrală, tip asta. Adică toată știi că eu cred că gen e sufletul ei, frate, pentru că știi că poate să și intre în corpul al cuiva și asta doar gen un spirit a putut să facă treaba asta. Deci bănuiesc că ceva asemănător. Nu știu exact, poate să facă călătoria astrală, e posibil și asta, nu știu exact. Eu ce am de făcut acum? Gen, cred că ar trebui acum, nu, cred că ar trebui, frate, să... deci cred că ar trebui să facem toate lucrurile, gen să le dărâmăm. Aaaa, deci trebuie să dărâmăm asta, ok. Ok, acum a plecat tipa speriată. Dar oare, să încurc ce este deasupra ei, că ce chestia asta albastră? E cumva aura ei. Opa, asta speria tipa. Mamă, acum asta speria cu ea. Aaaa, facem de asta, mamă. That's it. I'm sorry, I'm done. Nu plec nicăieri. Ok, Jody, honey, take it from me. The door's locked! No, Kathleen, it's not locked. It's probably just stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. You'll get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. I'm so scared for the puna. I'm so scared for the puna. Calm down, Kathleen. We're on our way. Jody. Oh, t'es là, je t'en coin là. Get out of there! Oh, okay, put that out. Mamă, tu vas... Mamă, ce se sperie asta cu aia, mă! Hai să o sperim pe nebuna asta. Băi, mamă, băi, dar ăștia nu mă intră, coai, what? Ăștia nu pot să intre, coai, ești nebun. Ai văzut prea multe cucoană. Oh my god, omorâm, what? Jody, it's over, Jody. Oh my god. It's over. Deci n-am înțeles ce a fost asta, a spus ceva, I Eden. It will never be over. Oh my god. Oh my god.
Dar nu știu cine naiba e Eden. Cred că e ceva gen un fel de demon. Ok, strange, nu știu ce next. Dar vedeți ce se întâmplă acum, că de acum devine interesant joculețul ăsta. Ok, noapte, beznă. Poricii vin și după tine. Da, ceva, ceva normal, deci nebun. Să se aprinde lumina în timpul nopții. Mamă, dacă mi se întâmplă treaba asta în noaptea, deci să dorm și să mă trez că se aprinde lumina asta. Mamă, ce crapă, nebun. Hai că-i dulcică tipa, hai că-i frumoșică, e așa scumpică, mă, da. Mă, da, pentru joc care a venit pe PS3 chiar are grafică mișto. Da, e ca un fel de Life is Strange, într-un fel se aseamănă oarecum așa, știi? Se aseamănă. Iar cu coră, ce vrei să fac? Să fac pedicura? Pă bune. Ok, timpul să plecăm, dar aici totuși mi-e cald de mor. Mamă, săraca de ea. Nu știu exact ce anume e cu ea, deci s-ar putea să aflăm în episodul ce vor urma. Am zis la începutul episodului că are o putere paranormală cumva, dar deși nu cred că e vorba de, doar de lucrul ăsta. Pentru că dacă avea o putere putea să-și o stăpânească, bănuiesc. Ok? Și acum, ce anume am putea noi să facem pe timp, adică în casă, ce am putea noi să facem? Deci afară se pare că, a, bă, uite că putem să și pe afară. Ok. Ok, deci putem să avem și spiritul, ok. Băi, știai că vreau să... Cum ne-am mai interacționez cu persoana, frate? Băi, alo? What? Ah, ok, deci trebuie să tragă puțin timp. Ok, hai să ieșim afară să vedem cam care este faza. Ok, bun. Jody, where are you going? Afară, până ai zis să fac ceva. Na, deci n-are voie să iasă din casă, auci. Deci se pare că în acest perimetru o să ne desfășurăm noi acțiunea. Bun. Băi, dacă aș fost în locul ei, ce aș putea să fac? Bă, m-aș putea la televizor, sincer să fiu, pentru că altceva nu prea am ce să fac în această casă. Hai să stăm pe canapea, poate, știu, se întâmplă ceva, poate ne uităm la desene animate. Ok, la televizor, recunosc că așa fac și eu la fel. Ah, shit, apoi din nou Că n-ai, când am uitat 2 secunde, nimic interesant. Și vreau să vedem ce putem să facem acum. Ia, ne putem duce la etaj cumva. Ia, putem să ieșim acum de aici. Mai se pare că nu mai putem să mai ieșim. Ce păcat. Pe scări se... A, uite că putem să mergem și pe scări. Ia să mergem la ea în cameră. Poate are niște jucării acolo și se va juca. Între timp, până timp mama noastră ne gătește cina. Mama, sunetul e mișto, ok, n-avem nevoie la baie. Ok, camera ei. Care o fi camera ei? Asta e camera ei. Here we go. Bun. Ce facem acum? Băi, dacă aș fi copil, m-aș băga la mine în cameră și mă jucă. Corect, nu? Bun. Hey, Fairy Blossom. Do you want to come over to my house for tea? Oh, yes, I would love to. Nu, că am văzut acolo controlul ăla ciudat, a crezut că e gen de să apăs pe un joystick. I love your car. Nu e asta cumva o trăsură? Yeah, I chose it myself. And it goes really, really fast. Ciudat. Ok. Unu. Dum, 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 dum. A, e drăguț până aici. Păi acum? Sunt curios dacă ai putea să posedezi o păpușă. Oh, ce drăguț e. What a beautiful house you have. Yes, I love it a lot. My husband gave it to me for my birthday. Frumos, au și personalitate. Ok. Would you like some sugar in your tea, Fairy Blossom? Oh, no, thanks. And how is your husband?
He's good. He's working. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Why he's so handsome. Oh my god. Why? Stop that, Aiden. I told you I didn't want to play with you anymore. Ah, mamă, cu tu zici mamă, să așa o să putere cu să vezi că mai de cap. Bun, în care când am jucat și aici în cameră, când am jucat, am să desenăm totuși ceva, pentru că copiii desenează asta, știu că o făceam și la un moment dat în tinerețea mea. Așa că hai să desenăm ceva frumos. Ok, să învârtim din mouse, frumos, ia uite. 1. Da, aici bine, într-un fel trebuie să-ți folosești și creierul, știi? Pentru că este logic ce se întâmplă, știi? Știi cine încă nu este gata și tu ești un copil, adică ce ar putea să facă un copil? Te duci la ea în cameră și te joci cu jucările, ori te duci afară, știi? Adică e simplu, it's pretty obvious și nu trebuie neapărat să spună. Dar prima dată, știi, după ce faci toate lucrurile astea și devii puțin confuz, pentru că nu știi exact unde anume a trebuit să te mai duci acum. Deci se pare că cu camera asta am tirat, deci n-am jucat cu jucările, am desenat ceva. Și aici ce spune și cu iepurașul ăsta, că trebuie să ne jucăm și cu el, după care o să ne cheme la masă. Sau încă tăci așa un pui de somn. Și după aia, sau mă rog. Deci până la urmă mă stăsc gata cu mâna, îl pune la loc. Și mă rog, am făcut ce am făcut pe aici. Așa că ar trebui să ne ducem jos să vedem, să verificăm dacă cine este gata. Și na, poate vă întrebați, sau poate că nu vă întrebați, dar eu vă zic așa oricum pentru că fac pe timpul meu. Dragoșe, de ce nu mai vorbești în timpul unicații? Păi... Jody, honey, would you do me a favor? De ce nu comentez în timpul unicații? I-am văzut la foarte mulți YouTube-băi. Că efectiv, în momentul când se joacă așa, ei mai sunt mai tăcuți, știi, gen... surprind melodia, soundtrack cu jocului, personajele, știi, ambientul... Și asta vreau eu să fac, știi, să vă las pe voi să vedeți așa, știi? Stai, ce-a zis? Că n-a fost atent de uite. Vedeți? De ce nu sunt... ce-a zis anume? Vedeți că n-a fost atent la ce-a spus, vedeți? Ah, stai că e ceva legat de 1, ok? Cookies. Can I have a cookie? It's almost dinner time, sweetheart. Ah, nu te... Eat a cookie now, you won't eat your dinner. Oh, shit. Pe ce am de făcut acum cu aia? Ia, a? Going on? Nothing. I just wanted a hug. Oh, amă. Come here. Amă că... Da, mă, țier pe sufletul așa, știi, că nu o vezi. I'm better now. Yes. Okay, I gotta get back to work, honey. Deci se pare că încă n-a terminat cine a fuck it. Hai că cu rezolvi, hai că te-ai de la rușii și lasă de bunești. Bun, se pare că ne-am jucat în cameră, am vrut o prăjitură și mama nu ne-a dat, așa că, prin urmare, ne uităm la televizor, din nou. Bănesc că încă mai am voie să mă la televizor, nu? Și asta cu youtuberii, că vreau să înțeleg povestea, dracu, știi? Și, na, sper să fie ok, episodul să fie plăcut, să nu fiu nici mort în cadă, voi puteți să decideți. Treaba asta, mi-a zis Mădălin Stoica că sunt bulagiu, că am dat spoiler la Red Dead, ăsta la Red Dead, la, până la se cheamă, la The Last of Us 2 și, bă, oricum, frate, povestea, din câte am văzut și câte m-am uitat pe internet, nu prea este ok, nu prea ceva să spunem wow, am văzut că are nota 5 pe IMDb, ceea ce e nașpa, adică, cam, știi, să ai notat cine deja spune multe despre un joc. Și oricum a fost, știi, foarte multă reclamă și toată lumea a avut foarte mult hype, după care efectiv s-a stins acel hype, știi, imediat. Asta nu prea îmi place să fac eu, de exemplu, speranțe pentru un anumit joc, indiferent cât de popular ar putea să fie el, de exemplu, și cu GTA 6 la fel. Deci până nu văd un review sau până nu văd, eu știu, cel puțin o notă, nu cred nimic cu aia, știi, pentru că nu vreau să mă fiu dezamăgit. Într-adevăr, eu sunt obișnuit să fiu dezamăgit. Credeți-mă la când e vorba de jocuri, dar, na, până nu văd ceva, o notă, o părere, așa nu, pentru că așa știi, îți faci speranțe, mamă, cum o să fie, mamă, ce o să fie și când încolo, efectiv, se pișe pe tot ce-i, na, pe tot ce crede tu, așa și cu Cyberpunk, până nu văd un review, nu cred, știi, asta e părerea mea. 3. A? Ah?
Oh my god, ce-a fost aia? Jody? Did you get me the oil? Coming! Ah, uleiul! Oie, păi stai puțin, unde dracu e oilul cu aia? Deci e un baie, ulei. Oil, ulei. Ok, bun. Eu nu înțeleg de ce neva mai trimite pe mine să iau uleiul din moment ce tu ești, presupun că ești aproape de ulei, adică nu înțeleg logica. Dacă trebuie să vin eu până jos să-ți aduci uleiul, coană, ești leneștă. De ce neva spa la farfurie acum, what the hell? Ok, avem acum ce anume e acolo jos. Sincer, am căutat în toată casa și în toată casa asta nu văd nici măcar un indiciu anume. Cred că trebuie să legate acea cutie, presupun. Ia vedem ce e aici jos. Dar nu... Ia. That photo. Ok, ce cu asta? Ce cu fotografia asta? It feels strange. Se simte ciudat. As if it were vibrating. Ca și când ar fi vibrantă fotografia. Do you feel that too? Simți și tu asta? Ok, evident ce cu fotografia asta. Ok, bun. I'm so sorry. I did everything I could. Ok, deci ceva ce nu te-a să vadă copilul ăsta, dar mă rog. Ah, ha, ha, ha. Trebuie să pune la loc, a? Here we go. Poftim. Ca și când nu ar fi fost luată. Ok, sunt acum curios dacă, ia. Trebuie să ne băgăm în pat acum. Nu știu, frate, iau tot ce îmi stă în casă, ești nebun, tot... Că de ce se pare că nu știu ce aveai, hai să vedem Biblia? Pentru că aia văd că face cinea și nu se mai termină cu aia, deci simt că nebunesc cu aia, deci dacă nu o termină în 2 minute, frate, eu închid filmul, ești nebun, mai lasă-mă în pula mea cu cinea ta. Cu aia mă crezi că habar am, nu știu ce anume trebuie să fac, presupun că trebuie să umblă în toată casa asta, habar... Nu știu, că uleiul l-am căutat, nu e. Așa că singura noastră opțiune, cea mai promisătoare, este să explorăm casa asta. Așa că vom explora. Believe it or not. Na, e joc pentru prima dată jocul ăsta, deci n-am cum să-mi dau seama de toate lucrurile astea, știi? Deci se pare că pe aici nu... Deci, m-a făcut cam tot ce se putea în casa asta, guys. Deci, altceva nu știu ce putea să fac. Legată, ia vine la telefon, ia vine, hai să vorbim cu mău, să... Vedem care faza cu... A, mă! Hello? Hi, how are you? I'm fine, thanks. Ok, cringe. This weather is terrible. All this snow? I hope it'll end up soon. Kids are so difficult when they can't go outside. I didn't stop that. Ok, ciudat, asta a fost. Nu știu, mai mă iau încă o dată, în toată casa asta. Hă? Încă o dată, deci o să mai, mă rog. M-am mă duc o dată jos dacă cumva nu, efectiv nu pot, atunci am să închid filmarea. Pentru că nu știu ce să fac și știu că... E, a stat aici o grămadă, oricum o să trec toate, mă rog, părțile în care efectiv n-am fost și o să dau decât părțile bune. Și dacă vă place, frate, eu aș vrea să fac o serie din acest joc și sper să nu mă încurc atât de mult, știi, adică să stau să caut o grămadă, să fiu totuși cât de cât rezonabil. Și se pare că mama încă n-a pregătit asta, încă taie roșiile, mama, deci încă taie roșiile, e destul de cringe. Mă, nu știu ce anume... ar trebui să fac. Habar n-am, nu știu, am umblat pe, am făcut tot ce era posibil cu aia, e nebun. Nu știu, am să mă uit pe YouTube să văd cam care este faza cu el.
Și, na, asta... Da, nu știu, mai mult de atâta... Nu știu, am căutat peste tot. Deci am căutat peste tot. Evident să sunt blocat. Nu o să mă mai țin, asta a fost. Sper că v-a plăcut așa cam care este ideea. Cred că o să facem o serie din acest joc, pare promițător. Sper să nu mă încurc din nou la jocul ăsta și chiar aș fi vrut să filmez mai mult. Și... Dar nu găsesc, știi, adică efectiv, știi, stau și caut o de jumătate de oră, chiar mai bine de atâta, ce anume trebuie să fac, știi, nici jocul nu spune, adică să-mi dea, știi, să-mi dea unui niciun caz că n-am fost atent. Sau, știi, de exemplu, cum era în Heavy Rain, știi, apăsai pe tab și spunea obiectivul, în jocul ăsta nu spune nimic. Jody, where are you going? Where are you going? Nowhere, I was just looking outside. Da, nu știu, orice ca fate o lăsăm aici. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, eu am fost Aspect. Cred că am să mai facem gameplay-ul din acest joc, pentru că pare promisător și dacă vreți voi, atunci am să fac un gameplay, o serie, de fapt, nu știu cât de lungă o să fie, habar n-am, sper să fie... nu știu, să fie ușoară, pentru că credeți-mă că nu vreau să-mi bat capul, ok, vreau să mă distrez, vreau să, efectiv, să... Doar să mă distrez. Și mai încerc o singură dată, dacă cumva să spune că merge, atunci vom continua, dacă cumva nu va mai merge și nu găsim ceva, un obiectiv, atunci am să închidem filmul. Ia stai. Asta e garajul coaie. Asta e garajul, stai puțin, că ești dat, na, stați, nu vă speriați, nu închideți. Căci n-am explorat acest garaj. Holy shit, coaie, cine dracu e? Mă, dacă faci asta și sar pe mine, ne supărăm, să știi. Băi, nu, aici o să închid că m-am și încălzit oricum, v-am ținut destul de mult, eu am fost Aspect. Să fiți în regulă, Ivan Popoane, ne vedem data viitoare cu un alt episod din The Saboteur, să le finalizăm și pe ăla, v-am pupat.